În România s-au luat măsuri drastice privind siguranța împotriva epidemiei care a pus stăpânire pe Mapamond. S-au dat deja 8 ordonanțe militare restrictive, iar oamenii au fost obligați să-și ia măsuri de izolare. În caz contrar, riscă amenzi usturătoare. În schimb, în Germania, unde au fost înregistrate 84.000 de persoane infectate cu coronavirus, iar numărul de decese a depășit deja 1.500, măsurile nu sunt atât de drastice precum la noi. În Olanda, în momentul de față. O româncă aflată în Germania a postat un filmuleț pe Facebook, făcut cu telefonul mobil, în care ne arată cum oamenii sunt liberi să umble pe străzi și prin magazine, fără a avea nevoie de declarații sau de adeverințe. Uitați ce e aici, spre exemplu. La peste 2000 de morți, ce e aici? Că tot nu credeți că în Germania... Nu se iese, că acolo nu se iese, ba se iese, uitați cum se iese. Totodată, femeia face și unele recomandări românilor, ceea ce ar părea transpus în legislația noastră că îndeamnă la răzvrătire. În timp ce România stă în arest la domiciliu și ia milioane de lei amenzi. Ieșiți din casă, că toată Europa e afară și numai România e blocată sub ordonanța aia militară jalnică unde obligă oamenii să stea în case. Zilele trecute, atât președintele Klaus Iohannis, cât și oficialii ai Ministerului Afacerilor Interne sugereau că nu este momentul să ne relaxăm, întrucât greul încă nu a trecut. Sunt unele țări deja unde se face un plan pentru relaxare. Oricât de rău îmi pare, trebuie să vă spun clar, pe față, noi în România nu suntem în această fază. La noi în România, din păcate, numărul de cazuri crește, numărul de persoane care sunt tratate în urgențe crește și chiar dacă ne dorim cu toții să se termine cât mai repede această criză, vă spun că la noi încă nu suntem în faza în care putem să ne relaxăm. Momentan se presupune că această pandemie va începe să se restrângă începând cu jumătatea lunii mai, iar numărul îmbolnăvirilor va începe să scadă odată cu venirea verii.